Dumnezeu, când a făcut pe om, a sădit în trânsul o dumnezeiască scânteie de luminare ca să deosebească binele de rău. Aceasta este legea cea firească, ce se numește conștiință. Conștiința niciodată nu piere, ci pururi ne aduce aminte de ceea ce se cuvine să facem. Povestesc Sfinții Părinți că lângă biserica principală a schitului Sfânta Ana din Sfântul Munte Athos se află o căsuță numită a Patriarhului. Un patriarh, pe nume Kiril, locuia acolo în asceză. El își lăsase scaunul patriarhal și venise ca să locuiască acolo, ca simplu monah. Părinții își căreau lucrurile în spate, dar îi spuneau patriarhului: „Ești bătrân, prea fericite, și nu ești obișnuit cu felul nostru de viață. Îți vom aduce un mic catâr ca să-ți încarci proviziile pe el.” Deci îi aduseră un măgăruș, iar el urca și cobora muntele cu el. Într-o zi, pe când patriarhul urca cu animalul, iar ceilalți părinți își căreau proviziile de hrană în spate, ei se așezară ca să se odihnească puțin. Și pe când patriarhul era pe jumătate treaz, o văzut deodată pe Maica Domnului împreună cu îngerii. Preacurata Fecioară ținea un vas în mână și le dădea de băut părinților care își purtau lucrurile în spate, iar îngerii aveau batiste și le ștergeau sudoarea. El văzu cu uimire că ei ștergeau și sudoarea catârului și îi rugă: „Ștergeți-mă și pe mine, vă rog.” Atunci Maica Domnului îi spuse: „Părinte, tu nu ai nădușit. Noi îl vom șterge pe Asin, căci el a sudat.” Apoi se trezi, își veni în sine și le spuse părinților: „Luați Asinul, pentru că îmi pierd binecuvântările. Maica Domnului și îngerii l-au șters pe Asin și pe mine nu.” De atunci, el și-a cărat lucrurile în spate. Cât de multe astfel de lucruri s-au întâmplat în viețile părinților. Acum, astfel de lucruri sunt rare ori întâlnite. Deci să fim atenți la conștiința noastră. Să dobândim o bună conștiință prin ascultare, umilință, spovedanie și o minte și inimă smerite. Să evităm voia de sine care zămislește încrederea de sine și conștiința cea rea. Că, precum zice Marele Vasile, în trei chipuri putem să plăcem lui Dumnezeu: sau făcând voia lui de frica pedepsei și suntem în starea slugilor, sau săvârșind bunătatea pentru plata făgăduințelor și pentru folosul nostru și ne asemănăm celor ce slujesc cu simbrie, sau ne sârguim să facem binele pentru însăși bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și atunci suntem în starea fiilor. Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Ava Dorotei, un călugăr și stareț care a trăit în secolul al VI-lea în Palestina, povestea următoarele: „Să vă spun un lucru minunat ce am auzit de la un stareț mare care era înainte văzător. Stând el în biserică, îndată ce începeau frații să cânte, vedea ieșind din altar un oarecare îmbrăcat cu haine luminoase, ținând în mâini un vas cu mir și un miruitor, cu care miruia pe toți frații de-a rândul. Ba miruia și strănile celor ce lipseau, ale unora numai, iar nu ale tuturor. Tot așa și la sfârșitul slujbei, îl vedea că ieșea și făcea asemenea. Deci într-una din zile, căzând bătrânul la picioarele lui, l-a rugat să-i arate ceea ce făcea și cine este. Și acela i-a zis lui: „Eu sunt îngerul Domnului și mi s-a poruncit să însemnez cu această pecete pe cei ce vin la biserică de la începutul slujbei și stau până la sfârșit, cărora li se dă darul Sfântului Duh pentru silința și cugetul lor bun.” Atunci bătrânul întrebă: „Dar pentru ce miruiești și strănile unora din cei ce lipsesc?” Și îngerul îi zise:
și frații care sunt sârguitori și cu cuget bun, dar pentru vreo neputință sau pentru vreo slujbă sau ascultare n-au venit la biserică având binecuvântarea părinților, deși lipsesc și ei se învrednicesc de această pecete, pentru că în cugetul lor se află împreună cu cei ce cântă în biserică. Iar pentru cei ce puteau să fie de față și din lenea lor s-au îndrăcit, mi s-a poruncit să nu însemnez, pentru că ei singuri se lipsesc pe sine de acest dar. În cartea Explicarea Dumnezeieștii Liturghii, părintele Stefanos Anagnostopoulos povestește o întâmplare adevărată, minunată. Era în jurul sărbătorii Bunei Vestiri, 24 martie 1942, în Drama, Grecia. Ocupația străină era bulgară. Lipsurile, bolile și foamea luaseră proporții înspăimântătoare și moartea se cerea în fiecare zi, mici și mari, dar în special copii. Printre locuitorii Dramei se afla și o văduvă cu 5 copii. Pe soțul ei îl uciseseră ocupanții cu 6 luni înainte, în măcelul din 29 septembrie 1941. De mâncare nu aveau, decât puțin ulei și un ciurel de mălai. În acea dimineață, femeia s-a gândit că a doua zi, de bună vestire, avea mâncare mult mai puțină pentru copii, 100 de grame de mălai și un deget de ulei. Deodată, privirea ei s-a îndreptat spre candela stinsă, care era agățată înaintea icoanei, și atunci a încolțit în sufletul ei întrebarea: să păstreze uleiul pentru copiii ei flămânzi sau pentru candela de la icoană? Hotărâtă însă, și-a făcut cruce și a zis către Maica Domnului: prea curată fecioară, eu îți voi aprinde candela, căci mare este sărbătoarea de mâine pentru credința noastră. Pe tine însă te rog să ai grijă de hrana copiilor mei. A luat puținul ulei și a aprins candela. Lumina slabă a luminat casa sărăcăcioasă, iar inima ei s-a umplut de pace. Aceasta a însoțit-o la rugăciunea de seară și în somnul ei din acea noapte memorabilă. A doua zi, după Sfânta Liturghie, văduva a deschis dulapul ca să ia puținul mălai și a rămas fără glas. Vasul în care se afla uleiul era plin ochi, iar alături erau 2 saci plini cu macaroane și mălai. S-a închinat femeia de multe ori, preamărind și mulțumind lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru această minune. Timp de 2 ani de zile, nici uleiul n-a scăzut, nici mălaiul nu s-a sfârșit, cu toate că erau 6 guri la masă. Le schimbau cu alte alimente și făceau milostenie pe ascuns. Dar și candela a rămas de atunci aprinsă, zi și noapte, dând mărturie cu lumina ei nestinsă despre credința acestei femei binecuvântate. Vorbind despre scrierile Sfinților Părinți, credință, mântuire și binecuvântarea lui Dumnezeu, părintele Nicolae Velimirovici spune așa: cum să se mântuiască necredinciosul și păcătosul, dacă dreptul abia se mântuiește? Apa nu se adună pe crestele munților, ci în locuri joase, adânci. Nici binecuvântarea lui Dumnezeu nu se sălășluiește în cei mândri, care se umflă pe sine în fața lui, ci în cei smeriți și blânzi, care și-au adâncit inima prin smerenie și blândețe, prin închinare înaintea măreției lui Dumnezeu și ascultare de voia sa. Cum e în natură, așa e și între oameni. Necredincioșii spun: cu tare și cu tare lucru e după natură și după legile noastre. Cei care au credință însă nu vorbesc în felul acesta. Ei, care au dat la o parte perdeaua legilor firești și au privit în ochii strălucitori ai tainei veșnicei libertăți, vorbesc altfel. Ei spun: lucrul acesta se întâmplă din voia lui Dumnezeu și spre binele nostru. Dumnezeu scrie cu degetul său,
dar scrierea lui tipărită cu foc și cu duh, în lucruri și întâmplări, n-o pot pătrunde dintre oameni decât aceia care sunt în stare să o citească. Cei cărora firea și viața stau ca un maldăr de litere moarte, lipsite de noimă, vorbesc de întâmplare. Tot ce se întâmplă, zic ei, e din întâmplare. Prin aceasta, ei înțeleg că tot mormanul acela de litere se mișcă și se amestecă singur, din amestecătură ieșind o întâmplare sau alta. De n-ar fi Dumnezeu un Dumnezeu al milei și al îndurării, ce-ar mai râde de nebunia acestor tâlcuitori de lume și viață? Dar e cineva care râde cu răutate de nebunia lor. Duhul cel rău, vrăjmașul neamului omenesc, cel fără de milă și cruțare. O gâscă pășind pe un covor întins într-o grădină, poate va crede că izvoadele și culorile sunt acolo din întâmplare sau poate chiar au crescut din pământ ca iarba. Atâta e mintea gâștei. Dar țesătorul care a urzit covorul și l-a țesut știe că n-a ieșit la voia întâmplării, după cum știe și ce înseamnă acest amănunt al desenului și culorii și de ce desenul și culoarea sunt cum sunt. Numai cine a țesut covorul cu mâna lui poate să înțeleagă țesătura și cei cărora el l-o deslușește. Așa se preumblă și necredincioșii pe minunatul covor al lumii și vorbesc de întâmplare. Și numai Dumnezeu care a țesut lumea cunoaște înțelesul fiecărui fir, Dumnezeu și cei cărora el le deslușește.